Salut, eu sunt Dani și vă urez bun venit la recenzia lui Philips V3568. Așadar, după foarte mult timp cu telefonul, a venit și momentul în care să îi fac recenzia și aș vrea să încep prin a vă spune că acest telefon costă 449 de lei, îl puteți găsi pe EMAG la prețul acesta și primul lucru care se remarcă la acest telefon este evident bateria. Avem o baterie foarte mare, ca putere mă refer, de 2000 mAh și vom discuta despre ea puțin mai încolo. Până atunci, aș vrea să le luăm pe rând. Aș vrea să mulțumesc în primul rând celor de la Philips, pentru că mi-a lăsat așa mult timp telefonul, am avut timp să îl testez în toate felurile și iată că a venit momentul să-i fac recenzia și trecem la calitatea materialelor și la design. Probabil că aici nu sunt chiar așa multe de spus încă, însă aș vrea să remarc faptul că telefonul are acest spate destul de frumos, mă refer în combinație cu partea aceasta neagră, și iar aici pe margini se simte, de fapt aici sus și jos, simte oarecum cauciucat și dă o senzație plăcută la atingere. Telefonul stă foarte bine în mână. Nu este, pot să spun că nu este un ecran mare, evident, 4 inch, însă stă bine în mână. Și aș vrea să desfacem puțin capacul, să vedeți și cum arată el. Este un plastic puțin mai lucios, însă are un grip bun. Simte bine la mână. Așa, acesta este capacul. Bateria, cum vedeți, este o baterie mare și ca dimensiuni fizice. Hai să-i pun capacul apoi și ca design, dacă e să analizăm puțin, nu avem nimic ieșit în comun. Evident, avem intrarea pentru USB aici sus, intrarea pentru căști. Pe partea aceasta din dreapta avem butonul care închide telefonul. Partea din jos nu avem nimic, doar scris Xeniu, pentru că face parte din model numele. Pe partea din stânga avem butoanele pentru volum. Pe partea din spate avem difuzorul, camera și blitzul inscripționat Philips sub ele. Iar aici avem această fantă pentru cu care deschidem capacul din spate, după cum am zis mai înainte. Pe partea frontală avem camera frontală, difuzorul pentru apeluri, din nou inscripționat Philips. Iar în partea de jos avem aceste butoane pentru opțiuni, home și butonul back. Cam asta a fost cu butoanele, cu designul, cu prezentarea lui. Observați, telefonul este destul de gros și dă o senzație de, cum să vă spun, un telefon care te face să îl iei în excursii sau în călătorii. Pur și simplu dă senzație de un telefon de acest gen, mai ales pentru că are o baterie foarte, foarte bună. Bun. Mergem mai departe și trecem peste partea cu design și materiale, pentru că nu este mult de zis aici. Telefonul are un design bun, materialele sunt ok și este ok la acest capitol, mai ales în banii aceștia. Partea de multimedia, aș vrea să intrăm puțin pe YouTube, pentru că tot am primit recomandări cu privire la durata recenziilor, aș încerca să fac recenziile puțin mai scurte, pentru că știu că e greu să stați jumătate de oră să vă uitați, așadar încerc să fac puțin mai scurte recenziile. Să văd dacă voi reuși, întotdeauna am propun asta. Ok, hai să intrăm pe YouTube. Eu sunt Dani Jurma și astăzi vă prezint un nou telefon, este vorba despre Philips Xeniu V3568. Auzim și cum se aude, vedeți și cum se vede. Mai departe. Recenzia va veni peste câteva zile. Așadar arată căștile.
Ați auzit cum se aude, cum se vede, are un sunet bun, sunetul este bun, nu foarte bun, dar este undeva peste mijloc, dacă pot să spun așa, mai ales în, mă refer în banii aceștia. Deci, foarte ok, se vede destul de bine pe el, unghiurile de vizualizare sunt cam așa, ele se intră în home. Puteți observa. Okay. Unghiuri de vizualizare decente. Nu pot să comentez nici aici foarte mult. La partea multimedia, foarte multe de spus, nici aici nu pot să spun că sunt, pentru că telefonul nu este dedicat, nu știu cum să vă spun, să urmărești filmele sau să te joci nu știu ce jocuri pe el, însă este, ce este esențial, merge, nu o să aveți probleme, YouTube-ul merge perfect, ați văzut, sunetul este bun, se aude destul de tare, cred că mulțumește pe toată lumea, jocurile rulează destul de bine, evident că vom face și gameplay, dar îl voi face separat. Nu am filmat absolut nimic cu telefonul, dar ajungem la cameră și aș vrea să intrăm în aplicația ei. Telefonul are o cameră de 3,15 megapixeli și face poze destul de bune, de fapt pot să spun decente, și aș vrea să intrăm prima dată în galerie. Lângă camera de 3,15 megapixeli, telefonul mai vine un ecran de 4 inch cu rezoluție de 480x800 de pixeli, dar densitatea pixelului este de 233 de pixeli per inch. Vă spun asta așa în timp ce urmăriți pozele. Ca și grosime, telefonul are 12 mm, iar de cântări cântărește 137 de grame. Avem 4 GB de memorie internă și 512 MB de RAM, iar procesorul este unul dual core. De 1,2 GHz, nu să vă spun ce asta. Și tot am spus de baterie, bateria este de 2000 mAh, deci bateria este foarte, foarte bună, sau cel puțin pe hârtie, însă este bună și practic. Bun, haideți să mergem înapoi, revenim la cameră, intrăm puțin la setări, să vedem ce setări sunt pe aici. Sunt setările obișnuite, vedeți expunere, efect de culoare, modul de scenă, avem automat și noapte, balanță de alb și alte câteva opțiuni. Partea video și aici avem, partea foto răsfățurați. Putem selectăm la ce dimensiune vrem să ne facă poza, cum vrem să arate ecran complet sau 4x3 și alte câteva opțiuni. Iar pe partea video avem și un fel de stabilizare. Putem să activăm sau să dezactivăm microfonul. Avem și mod audio, avem și un interval filmare lentă, iar calitatea video merge până la 720p, deci HD. În unboxing mi-a spus că nu filmează, însă filmează și HD. Avem și captura automată la zâmbet și cam astea sunt setările la partea foto. Avem evident și camera frontală. Asta este camera frontală. Este destul de ok. La nevoie o puteți folosi fără probleme. Ați văzut cum face pozele, vedem pozele, toate pozele pe care le-ați văzut pe telefon le veți vedea și pe pagina de Facebook, așadar intrați pe pagina de Facebook a noastră, pe GetTheDrone, acolo găsiți toate pozele care le-ați văzut și acum să le vedeți la dimensiuni mai mari. Evident că calitatea nu este chiar cea reală, pentru că Facebook-ul le scade din calitate puțin, dar vă veți face o idee despre cum arată pozele. Bun. Deci camera, după cum am spus, 3 megapixeli, camera decentă pentru acest telefon și vă puteți descurca cu ea, nu aveți probleme. Mai departe mergem și ajungem la, probabil, că nu probabil, 100% partea cea mai puternică a acestui telefon și, evident, lucrul pentru care merită să cumpărați acest Philips. Și este vorba de baterie. Înainte de toate, aș vrea să intrăm în galerie. Ce vreau să mai spun, îmi place că îl pot utiliza fără probleme cu o singură mână, nicio problemă, vedeți, ajung într-o parte într-alta fără nicio problemă.
telefon compact, chiar dacă are dimensiuni destul de măricele. Cum nu v-am spus dimensiunile, este vorba de 126 de milimetri în lungime și 68 în lățime. După cum am spus, 12 mm în grosime, deci dimensiuni destul de măricele. Și acum aș vrea să intrăm puțin la print screen-urile acestea cu bateria. Vă spuneam că fac un test, așadar am făcut un test la acest telefon. De fapt, fac la toate, însă până acum cât țin telefoanele în teste, nu știu cum să vă spun, 10-15 zile maxim. După cum observați, telefonul acesta a stat 15 zile pe baterie, 15 zile și 18 ore și 49 de minute și 56 de secunde și mai avea încă 10%. Atât a stat acest telefon pe baterie, deci 15 zile și 18 ore. Avem și durata de activitate, este de 15 zile și 11 ore. Observați că am și folosit telefonul în acest timp, nu a fost să nu-l folosesc. Aici avem 15 zile și 14 ore, mai avea 14%. Puteți calcula cât a ținut până la 10. Ok, 14 zile, 23 de ore. 15 zile și 2 ore. Observați că am avut Wi-Fi, am avut utilizat, am avut ecran activ. Deci, practic, nu am ținut telefonul doar pur și simplu cu ecranul stins și l-am pus deoparte, nu. Am folosit, am vorbit de pe el câteva ore sau acumulat în acest timp și bateria a ținut aproape 16 zile. Din nou, am făcut mai multe printuri, aici la 9 zile. Vedeți și semnalul pentru rețeaua mobilă a fost tot timpul, n-a avut nicio întrerupere, deci a fost cu semnalul pornit tot. Aici la 9 ore și ceva aveam 1 oră și 31 de minute pe baterie. Multe telefoane care dețin 4 ore cu ecranul pornit și după 4 ore se stinge telefonul, deci faceți un calcul. După 4 zile s-a dus doar 21% din baterie. De aia vă spuneam că acest telefon îl consider un telefon pentru drumeții și din cauza aspectului și din cauza grosimii, pot să spun, dar în special din cauza bateriei, pentru că dacă pleci undeva, cu siguranță nu o să ai acces așa des la o priză, atunci acest telefon îți vine perfect, pentru că să te țină 15-16 zile bateria, vorbit și puțin umblat pe el, în fiecare zi puteți să-l butonați și tot vă ține mult bateria. Mi se pare ceva extraordinar pentru un telefon, mai ales la 450 de lei. Este excelent optimizată această baterie și orice minus ar avea telefonul, nu are o cameră mare, într-adevăr, camera este 3 megapixel, camera este de 4 inch, cred că este suficient, are 512, n-are un giga, într-adevăr, dar bateria, pot să spun că compensează absolut tot la acest telefon, fără niciun lucru. Deci pot să spun că prefer să fie bateria mare decât o cameră de 8 megapixel. Mă țină bateria o zi și atât. Deci, nota, clar, va primi nota 10 pe partea de baterie. Intrăm puțin în setări. Aici am acumulatorul și nu a fost pornită nici măcar un pic, nu am pornit niciun fel de ceva să-mi țină bateria mai mult sau niciun fel de aplicație de genul acesta. Aici deja a ieșit din teste, n-am mai făcut niciun test la baterie, am doar jumate de oră cu el pornit. Telefonul ăsta cred că 2 luni la mine, nici nu merită exact, oricum nu a fost încărcat la maxim. Vedeți că am și ceva Wi-Fi, am și garantiv puțin, semnalul a fost tot timpul pornit și nu a fost încărcat evident la 100%, cred că a fost la 50 acolo. Și totuși am 5 ore și 42 de minute. Evident că telefonul l-am restartat și aici am văzut că are puțin o problemă la acest capitol, pentru că nu mai reține dacă restartez acum, el nu mai știe
nu adună, practic, nu face o altă telefon, era o dungă roșie și continua de acolo. Aici nu continua niciodată de la început de bateria, deci nu poți să știi înainte dacă l-ai oprit cât ai avut. Deci de când l-ai oprit, de atunci începe să se calculeze continuare. Dar asta cred că e o problemă de soft, însă probabil se va rezolva. Așadar, cam asta a fost cu bateria. Bateria excelentă, cred că am vorbit 10 minute de baterie, însă merită o baterie excelentă pentru acest telefon. Dacă era prețul mai mare, poate avea mai multe de comentat, însă la banii aceștia bateria este senzațională, fără nicio discuție, face, compensează absolut tot pe acest telefon, toate minusurile care sunt ele, că nu sunt multe, însă le compensează pe toate, fără nicio discuție. Mergem la partea de software și de acea hardware, după cum spuneam, avem 4 GB de memorie internă, iar RAM avem 512, cam suntem obișnuiți cu acest hardware la telefoanele în banii acestea, 4 GB cu 512 MB de RAM și un procesor dual core de 1.2, iar versiunea de Android este 4.2.2. Mergem înapoi și aș vrea să ne uităm puțin la aplicații. La aplicații de care vine telefonul nu prea avem așa să ne uităm, că nu vine cu nicio aplicație specială sau ceva în plus. Avem doar aplicațiile de bază, ceea ce cred că este de apreciat, pentru că și lucrul acesta duce la ca bateria să țină așa de mult. Deci aplicațiile sunt doar cele de bază, Chrome, avem un player video, avem și radio pe telefon, avem și o aplicație pentru a crea o copie de rezervă, galeria și manager de fișiere, alte câteva aplicații. Deci aplicații de care vine Google-ul, am mai instalat eu ceva jocuri și cam asta este tot. Deci aplicațiile de bază doar, nu găsiți altceva în plus, nici alte funcții sau altceva de genul acesta. Umblu puțin prin telefon să vedeți cum rulează și ce am uitat să vă spun este că telefonul este dual SIM, deci să rețineți acest aspect, telefonul este dual SIM. O cartelă o puteți, adică cartela este 3G și una 2G. Deci aveți un slot pentru 3G și unul pentru o cartelă care o folosiți doar pentru 4G. Aș arată meniul, am mai intrat, însă vă mai arăt încă o dată. Avem și câteva imagini de fundal. Putem să selectăm. Avem câteva poze interesante. Să observați și cum se vede pe ecran. Ecranul este bun, este prea bunicel. Se vede bine în lumina soarelui, are și luminozitate automată, deci acest lucru este foarte ok. Hai să intrăm puțin și pe internet. Intrăm pe internet, intrăm pe GSM. Observați și tastatura telefonului, este tastatura standard. Vedeți și cum navighează, cum se mișcă internetul pe telefon. Intrăm pe versiunea desktop. Încarcă paginile foarte rapid, nu sunt probleme nici aici, și pagina este încărcată, intră în zoom, intră pe citire. Deci, foarte ok, se mișcă și aici. Ieșim și de aici. Avem câteva aplicații, intrăm și în Hertz. Să vedem cât de repede ne găsește locația. Evident că trebuie să îi dăm acces. Mergem înapoi. Activăm. Așa. Intrăm din nou și hai să ne găsesc locația. Iată că am găsit. Hai să punem pe satelit. Dar navigația se mișcă foarte ok și ea. Într-adevăr, pe telefon nu pot să spun că am instalat foarte, foarte multe aplicații. Este foarte exactă. Foarte, foarte bine m-a găsit.
OBS-ul este foarte ok. Nu pot să spun că am instalat multe aplicații pe telefon, nici nu recomand acest lucru, întotdeauna îmi spun asta, instalați toate aplicațiile de care aveți nevoie, nu mai rău să îngreunați telefonul, simplificați funcționarea lui cu multe aplicații și multe widget-uri pe ecran, deci instalați doar aplicațiile de care aveți nevoie. Observați câteva aplicații, așa arată meniul de la notificări. Ok. În mare, cam asta a fost cu telefonul. Voi mai face ceva gameplay. Observați, după cum am spus, punctul foarte, fără discuție, a acestui telefon este bateria, însă, per total, este un telefon bun, se mișcă bine, nu sunt probleme la acest capitol. Nu am avut restart, nu am avut închideri, nu știu, așa, din senin sau alte lucruri de genul acesta. Nu se încălzește aproape deloc. Deci telefonul este foarte, foarte ok. Nu am ce să-i reproșez, practic, pentru că are un preț scăzut, 450 de lei și chiar îți oferă de toate în acești bani. Voi trece la capitolul note și întotdeauna să țineți minte că notele se dau în conformitate cu prețul, deci în comparație. Deci nu voi da notele să compare, de exemplu, acest telefon cu, nu știu, S4. Notele se dau pentru prețul care l-are el în comparație cu telefoanele care sunt la acest. Și după cum urmează, la primul capitol, la design și materiale, acest telefon primește nota 8,8 de la mine. V-am spus, materiale bune, design ok și îți dă o senzație de, adică, cum să spun, o senzație de vreau să plec în excursie când îl ții în mână. Ok, multimedia 8,5, ecranul este bun, se vede bine pe el, muzica se aude acceptabil, sunetul este bun, deci nota 8,5 stă bine și la acest capitol. Pe partea de cameră, nota 8,5 și aici. Camera este ok, face poze bune, nu este nimic senzațional, are destul de multe setări, filmează HD, deci cam tot ce poți să găsești în acești bani. 8,5 pe partea de cameră, baterie, evident, nota 10, fără nicio discuție. Cred că este primul telefon care primește o notă de 10 de la mine, nu reține exact, însă cred că așa este. Bun, pe partea de software și cea hardware, nota 9 în cap, pentru că mi-a plăcut cum se mișcă. Nu am avut probleme la capitolul acesta. Telefonul este stabil și cred că lucrează partea de software cu cea hardware împreună foarte, foarte bine și este optimizat foarte bine, mai ales pe partea de baterie. Per total, telefonul a primit nota 8,96, deci aproape 9. Nu uitați, telefonul costă 449,99 lei, îl găsiți la MAG. Țin să mulțumesc încă o dată doamnei Anca pentru că mi-a primit telefonul în teste. Așadar, mulțumesc Philips pentru acest telefon și pentru că am avut ocazia să-l testez și evident că aștept alte telefoane de la ei pentru că chiar mi-au strânit interesul și cred că și vouă. Telefoane bune, construite bine, baterie excelentă și cam tot ce-ți dorești, prețul de asemenea foarte, foarte decente. Cam asta a fost recenzia. Nu a fost chiar așa complexă pentru că telefonul este simplu și cred că pe asta s-a mers. Practic nu prea ai multe de prezentat. Este un telefon cu un ecran, este un smartphone care practic îți vine aproape simplu, gol, Android-ul de bază și în plus îți dă o baterie imensă care te ține foarte, foarte bine și tu îți pui ce vrei pe el, ce aplicații vrei tu și îți le faci cum vrei. Dar cred că asta este ideea aici, telefoane bune, construite bine, care arată și bine și chiar au o baterie excelent. Asta a fost recenzia, eu vă aștept în continuare pe canalul meu. Nu uitați să dați subscribe, de asemenea mai am câteva lucruri să vă prezint, însă nu acum. Nu uitați să dați subscribe și să dați mai departe video-ul și să dați canalul cât mai departe, pentru că cât mai mulți abonați, cu atât mai multe telefoane vei primi în recenzii și voi vă veți putea decide mai ușor
pe care să le alegeți. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și nu uitați, vă aștept întotdeauna pe canal, pentru că vor apărea alte ampusimuri și alte ecuții. Mulțumesc mult și aveți o zi sau o seară excelentă. Bye, bye!